Reprezentanții Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș au apelat la voluntari pentru acțiunea de igienizare și înfrumusețare a parcului din apropierea instituției. Ținând cont de măsurile restrictive, din interiorul instituțiilor, o parte din programele de vară vor fi derulate în aer liber în această locație. Ce acțiune derulați astăzi? Încercăm să ne pregătim parcul de lângă instituție pentru proiectul pe care îl derulăm în fiecare vară, Bibliovacanța. În anul ăsta, cred că jumătate din timp, acțiunea se va derula afară. Și atunci încercăm să ne facem parcul un pic mai prietenos față de noi și atunci facem curățenie, încercăm să vopsim băncuțele, să ne-l facem frumos. Văd că ați apelat la voluntarii bibliotecii? Da, noi ne bazăm întotdeauna pe acești copii. Sunt cei care ne-au ajutat și la procesul de mutare al instituției și acești copii cred că sunt generația care merită să luptăm pentru ei. Când va fi prima acțiune derulată în această locație? Începem cu 15 iulie și, dacă timpul ne permite, până la finalul lunii august. Se mai fac înscrieri pentru programele de vară? Da, se fac înscrieri pe măsură ce se desfășoară activitățile. Către final s-ar putea să mai existe locuri. Acum cred că avem pentru următoarele 3 săptămâni copii înscriși. La ce acțiune participați astăzi? Suntem voluntari în cadrul Bibliotecii Județene Călăraș și ne-am adunat să strângem gunoaie și să înfrumusețăm parcul. La ce acțiune participați astăzi? Astăzi participăm la acțiunea de curățare a parcului de lângă bibliotecă și facem un apel la toți adolescenții, copiii și vârstnicii care locuiesc în împrejur să păstreze curățenia.